plus 90 kilograms at table 3. We can continue table number 3 after a technical issue. Go!
Давай, лакай. Лакай, так внимавай. Мусишь, давай, давай. Ay bir sport olsun. Gene gelecek, gene gelecek, gene gelecek, gene gelecek. Bu şimdi, bu şimdi. Bana bak, o atak yapıyor. Ya dönmeden vurdu abi. O atak yapıyor ya, şimdi vur. Ha, ha, o adam. Vur, vur. Hazır, Ukrayna. Go! Sunt foarte, foarte importante, după cum spuneam, viteza, secunda aceea de explozie. Avem un strep meci, pieptul, pumnul, fiindcă atunci nu se validează meciul. Hook pe hook, un hook top roll și câștigă într-un side pressure Alan Zoloev. Vit și de data aceasta a trecut secund. Principiul vâslașului, principiul tăietorului de lemne, nu există pauză, nu există limită. Hook pe hook în strep, este un meci foarte... Makarov Zoloev! Makarov și cu Zoloev. Avem strep meci, foarte, foarte frumos atacul. David Shid a scos strepul magic din buzunar. 25 de medalii, ceea ce înseamnă incredibil de bine. Și suntem mândri că suntem români, nu numai de ziua națională, în toate cele 365 de zile ale anului. Acest popor frumos știe să lupte și să... să muncească chiar și cu stomacul gol. Dar după ploaie vine soare. Un clinch foarte interesant în strep între acești doi sportivi. Încearcă un back pressure. Makarov, cu toate că îi se deschide mâna, Alan pierde
pierde oarecum încheietura în fața lui și reușește cu ajutorul strepului să împingă meciul până spre pad. Da, foarte tare. Deci asta vă spuneam, poți să pierzi încheietura, poți să pierzi degete, dar lupți cu brațul în continuare. În strep.